Cum v-ați documentat pentru acest volum? Ce fel de surse ați folosit? Este prima biografie a lui Codreanu apărută până acum? În orice caz, cred că este prima biografie a lui Corneliu Zelea Codreanu, semnată de un scriitor și nu de un istoric. Iar sursele mele au fost diverse, pentru că interesându-mă mai puțin analiza fenomenului legionar, așa cum l-ar fi interesat pe un istoric, pe mine m-a interesat viața unui om și atunci sursele au fost diverse, de la memorii, jurnale, corespondență ale contemporanilor vremii, până la, sigur, cărțile lui sau cele semnate de el ca atare, de la Pentru Legionari la Cărticica Șefului de Cuib, la mărturii ale prietenilor, dar și mărturii ale mai puțin prietenilor sau dușmanilor. Și mai de folos și care a întregit această lume interbelică mi-a fost presa vremii, presa cu care el era în concurență la un moment dat, Cruciada Românismului, publicația lui Stelescu, și tot ce era presa vremii e un izvor de o bogăție de informație și de atmosferă a tensiunilor din lumea politică românească în perioada în care a trăit Codreanu. Sunt câteva aspecte foarte interesante în carte și pe care dumneavoastră puneți accent. Aș vrea să discutăm despre acestea. Mai întâi, chestiunea cercetașilor. Insistați în carte pe influența pe care au avut-o organizațiile de cercetași asupra lui Corneliu Zelea Codreanu și insistați și pe pregătirea paramilitară care se desfășura în cadrul acestor organizații și pe faptul că citise bine cartea lui Baden Powell despre cercetași. Însă și chiar pe copertă Pe e copertă, o. da, e interesant că pe copertă este o poză, una dintre cele mai expresive poze ale lui, de zici că e un actor de la Hollywood din anii 30 și în care poză poartă pălăria asta de ca de explorator britanic și un fel de fâș, de haină lungă, tipică, la vremea respectivă, pentru comandanții de cercetași. E o poză foarte, foarte interesantă și foarte expresivă. Cartea, sau eu am pornit, scriind această carte, am pornit de la premiza, care mi se pare nu numai legitimă, dar de bun simț, că acest om, Corneliu Zelea Codreanu, a fost produsul familiei sale, ca noi toți, produsul educației pe care a primit-o, deci al școlii, iarăși ca noi toți, și produsul epocii sale, ca noi toți. În epocă, cartea lui Baden Powell, generalului Baden Powell, urmarea experienței lui de război cu burii din Africa de Sud, fusese un best-seller mondial, fusese tradusă în toate limbile și intrase în sistemele de învățământ din diferite țări europene, în Franța, în Anglia, desigur. Să nu uităm că noi aveam o regină englezoaică, în fond, pe Regina Maria. Și primul, de fapt, înaintea lui Codreanu, cercetaș și comandant de cercetași și de legiune de cercetași,
a fost tânărul Carol al II-lea, ca prinț moștenitor. Există de altfel în arhive și sunt frumoase, sunt pozele, cum zicem, vintage acum, cu Carol în culori sepia, tot așa îmbrăcat în costumul de cercetaș. Deci asta este, iar Baden-Powell în cartea lui are nenumărate capitole, nu numai de viață practică, ceea ce și Codreanu și cuiburile de legionari urmau în viața lor comunitară, să zicem așa, dar și fragmente teoretice în care evocă și invocă modelul cavalerului medieval. Cavalerul medieval care este cinstit, care își slujește până la capăt regele cu o fidelitate extraordinară și care este credincios. Deci acest modelul ăsta al cavalerului medieval care se jertfește pentru ceilalți, care este nobil, care e generos, care e onorabil, care e viteaz, care e curajos, care este fidel, era modelul în epocă, era modelul omului, caracterului adevărat, bărbatului exemplar. În liceu așa se numeau organizațiile? El face, Codreanu urmează un liceu care era la vremea respectivă un liceu cu totul elitist. Era un liceu aparte, era un liceu proaspăt înființat, înainte de primul război mondial și înainte deci de momentul întregirii României, un liceu în care se aplica o programă după model franco-britanic, care model franco-britanic la rândul lui avea un model german la origini și care se împletea cu teoriile lui Baden-Powell despre cum ar trebui educați tinerii ca să devină într-adevăr o generație pe care țara și regele, țara, regele și Dumnezeu să se poată baza. Iar la acest liceu de la Mănăstirea Dealu, Codreanu învață primele elemente de viață ca zonă, dar în slujba unui mare ideal și unui ideal patriotic. Școala, trebuie spus, era un liceu militar, dar era și o școală religioasă, fără să fie însă confesională, pentru că ne aflăm în secolul 20 și la începutul secolului 20, în plină efervescență a mișcărilor ecumenice europene și internaționale. Și școala de la Mănăstirea Dealu, care avea profesori de diverse naționalități și de diverse confesiuni, era o astfel de școală unde se învăța, era tipul de învățământ, se numea progresiv, în care astăzi, poate în România, ca să avem un corespondent, să zicem, ar fi o școală privată, cu raporturi foarte prietenești între profesori și elevi, o școală care te învață mai curând să gândești cu mintea proprie decât să înveți papagalicește informații, o școală care privilegiază învățământul practic și în natură, dar o școală care avea o dublă conducere, pentru că avea o dublă formare a elevilor, militară și civilă. Interesant este aici, și asta m-a pus pe gânduri și m-a făcut să înțeleg mai bine tipul de om care era Codreanu, că din toți profesorii
de la această școală, care a avut și profesori celebri, Cartojan, Lazar, erau oameni extraordinari în vremea respectivă. Dintre toți, Codreanu, în memoriile lui pentru legionari, îi reține mai cu seamă și exclusiv pe militari. Deci nu reține în mod admirativ sau măcar în amintire niciun profesor civil. Îl fascinează de adolescent, de copil, ordinea și disciplina. Și un personaj de care nu mai auzisem până acum, Băgulescu, da, care apare în tot volumul. Un personaj extraordinar. Eu m-am gândit dacă n-ar merita să scriu o carte despre el în sine, despre acest general, un luptător pentru România Mare, un antisemit fioros în presa vremii, în presa anilor 1918-1920-25, scria niște lucruri de ți se face părul măciucă, pe lângă care Codreanu pare mic copil. Așa era toată presa, o bună parte a presei vremii. Acest om are un destin fabulos de personaj, de literatură. Ajunge până la urmă ambasador în Japonia, scrie o carte publicată în Franța după ce comunismul se instaurează în România și el se exilează în Franța. Scrie o carte care se sub un nume franțuzit, Georges Bagulescu, La Nouvelle Religion, care era de fapt noua religie pe care o promovau și în care ar fi sperat, am motive să cred, ofițerii, mulți dintre ofițerii din jurul lui Codreanu. Dar asta, sigur, e cu totul altă poveste, însă el este o mare personalitate și un mare personaj. Sigur, ne place sau nu, e criticabil sau nu în cheia vremii sau în cheia contemporană, dar nu asta ne interesează, ci forța lui de exprimare.